Salutare tuturor! A venit primăvara și de aceea astăzi o dăm în mintea copiilor. Avem jocuri, eu deja am început. Mă numesc Tudor Hociung și astăzi l-avem invitat pe Silviu. Silviu, bine ai venit la noi! Salut Tudor! Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație și mă bucur să fiu aici cu voi. Mă bucur că ai ajuns mai devreme și am putut să mă joc cu acest superb joc de lemn. Nu știu foarte multe despre el, de aceea te voi ruga pe tine să ne explici în primul rând de unde ți-a venit ideea business-ului și cam ce jocuri poți oferi clienților tăi. Tot a început acum câțiva ani, când am fost invitat la nunta unui prieten și ei au avut tipul de serviciu închiriat. Mi s-a părut o chestie super faină, genială, oamenii s-au implicat super tare, au fost foarte multe distracții și atunci ne-au făcut click-ul. Tipii care au adus jocurile la nunta respectivă erau undeva din vestul țării, erau foarte puține firme care făceau asta atunci. Am văzut nevoia în piață, ne-a plăcut super mult și un an și ceva mai târziu, la nunta surorii mele, am zis hai să dăm drumul, hai să facem. Și am început câteva jocuri, am făcut câteva jocuri și de atunci tot facem update-uri, creăm alte jocuri și tot așa. Cum a primit piața din Suceava genul ăsta de interacțiuni, mai ales la un eveniment mai special, să zic? Oamenii, asta a fost unul din dezavantajele noastre, pentru că am fost primii pe piața din Suceava. Okay. Și atunci cumva ne-am lovit de oarecare reticență din partea unor, pentru că nu știau ce e asta, ce se întâmplă. De câte ori duceam jocuri la anumite restaurante, la săli de evenimente, la evenimente efectiv, stafful de acolo, care ei erau primii care vedeau, da, ziceau jocuri, ce fel de jocuri, știi? Și efectiv, după eveniment, primeam un feedback foarte fain din partea lor, da. Ceva nou pentru toată lumea și atunci cumva au fost oameni mai reticenți, dar ușor a început lumea să le cunoască, să le vadă și lucrurile decurg bine. Și să zicem că asta va fi un nou trend în cadrul evenimentelor, partea asta cu jocurile, sau trebuie să ai un anumit gen de nuntă sau de botez în care să aduci jocurile astea? Cum Păi nu știu dacă o să fie un trend, noi ne sperăm să fim prezenți la cât mai multe evenimente și la tot felul de evenimente. Am fost prezenți la botezuri, la nunți, la team building-uri. Chiar asta vreau să te întreb, cred că pe team building-uri se pretează extraordinar de bine. Da, pentru team building-uri avem un pachet mai mare, cumva se închirează pe 2-3 zile, cumva e mult mai... E ceva nou, mai ales pentru team building-uri. Chiar am avut evenimente de genul ăsta. Uite, mă uit acum așa în jur la ce ai adus aici și vor vedea și telespectatorii noștri. Văd că majoritatea sunt făcute din lemn. E asta o chestie că sunt făcute strict din lemn sau așa e efectiv, așa e contextul? Da. Majoritatea jocurilor care le vedeți aici, care încă mai sunt și nu le-am adus, sunt făcute și confecționate din mini. Lucrăm cu lemnul. De asta vin și jocuri de gazon. Asta e, de fapt, ideea vine de la americani. Ok. Și cele mai multe sunt confecționate din lemn, pentru că arată bine, nu sunt. Suntem și eco mai nou, exact, și exact. Promovăm materiale sustenabile. Da, exact. Dar ăsta l-am văzut chiar zilele trecute într-un Instagram, într-un reel. Jocul ăsta, dar cel mai cunoscut pe care l-am adus acum aici și pe care o să-l vadă și telespectatorii mai îndată, este jocul cu placa respectivă și cu săculeții de nisip. Da. Știi că ți-am spus și înainte să dăm rec la emisiune că am avut jocul ăla pe telefon, mi se părea foarte interesant. Mi-a apărut la un moment dat în Apple, în magazinul Apple și am zis, mamă, ce interesant, asta poate fi, sigur să mă distrez cu el. Dar live n-am apucat să-l joc, sper să am ocazia la tine cât mai curând. Da, ăsta e jocul de care zicem, cornhole se cheamă. Și săculețul nostru cu nisip cu, efectiv, grăunții, boabe de porumb. Serios? De acolo vine și numele, cornhole, da. Ah, cornhole. Cornhole, da. Ah, deci presupun că vine dintr-o zonă mai rurală a Americii. Da, multe jocuri sunt inițiate acolo. De acolo vine și ideea de cornhole. Sunt niște săculeți cu boabe de porumb, cu grăunțe. E unul din cele mai apreciate jocuri ale noastre, cele mai jucate, cele mai amuzante. Se pot juca și în echipe, 2-2. E un joc foarte competitiv și foarte, foarte apreciat.
Da, îmi închipui, cred că sunt niște competiții interesante. E și mai energetic cumva, dacă la asta zicem că stai la masă și dai de cerculeț, la asta te și miști un pic, ești mai mult agitație, mai pe energie, nu? Da, avem, avem mai multe tipuri de jocuri, cumva să acoperim o, o oare mai largă. În sensul, avem jocuri astea mai statice, care cum ziceai, stai la masă. Să pot juca oameni mai în vârstă, am avut bunici efectiv care stau și jucau jocurile. Sunt un pic astea care sunt un pic mai... te supun un pic la efort. Avem arcul săgeți, care ăsta e mai copiii cel puțin super încântați de lucrul ăsta. Avem așa o gamă variată, să zicem noi, și credem că acoperă nevoile tuturor vârstelor din cadrul unui eveniment. Da. Ok, hai să zicem că jocul ăsta, înțeleg că asta poți să-l duci într-o sală de evenimente și poți să joace lumea înăuntru, dar jocul cornhole, jocul cu săculețe, poți să-l duci, de exemplu, într-o sală de evenimente, că e pretabil pentru o sală sau e mai mult pentru afară? Am avut deja câteva evenimente în interior, în luna decembrie, chiar și între Crăciun și Revelion. Avem un pachet special conceput pentru interior, dar și plăcile de cornhole fac parte. E nevoie de un pic de spațiu, da, într-adevăr, dar am făcut în așa fel încât să li putem, că vremea de afară nu le limitează. Pentru nunțile, în special pentru nunțile din timpul rece, unii, na, lumea stă mai mult înăuntru și atunci cumva asta e un divertisment foarte, foarte apreciat și foarte ok. Eu discutam și cu altcineva când am spus că vei fi invitat în cadrul emisiunii noastre. Mi se pare foarte interesant că vin tot felul de idei de genul ăsta inovative care mai sparg tiparul ăla clasic de eveniment. Dacă vorbim strict de zona de nunți, botezuri și chestii de genul ăsta, în care veneai, stăteai la masă, beai un par de ceva, dansai și după aia plecai acasă. Adică încercăm un pic să ne... Totul devenise mult prea oficial din punctul meu de vedere pe zona asta de evenimente și acum avem tot felul de distracții de genul ăsta care poate acum vreo 10-15 ani nici nu puteai să le percepi că ar putea să vină la un eveniment de genul ăsta. Deschideți-te și parcă e mai relaxată situația, nu știu, adică așa o văd eu din exterior, nu știu cum simțiți voi efectiv când sunteți acolo cu oamenii din eveniment, de la evenimentul respectiv. Da. Măi, noi ne place să credem că jocurile astea sunt pentru oameni și despre oameni. Indiferent de clasă socială, indiferent de vârstă, indiferent de culoare religioasă, aduc oamenii împreună. Am văzut asta la multe evenimente și într-adevăr e ceva nou, e ceva care e pe piață acum. Oamenii sunt receptivi, asta ne-a bucurat super mult. Oamenii au fost saturați de chestii cum erau cabina foto sau alte lucruri care mai merg și acum, dar na, era nevoie de ceva nou și cumva asta o împlinit nevoia din piață din momentul ăsta. Da, că zona respectivă deja a intrat într-un normal, să zic, a situației. Da, da. Nu mai atât de spectaculos să ai o cabină foto sau oglinda magic sau cum se... Tot felul de lucruri de genul ăsta. Bine, asta e foarte interesant, să apreciez mult ideea că putem să avem o... Nu știu, un vibe mai lejer la un eveniment de genul ăsta. Da. Eu sunt foarte curios, aș fi vrut să văd prima sau printre primele dăți când ai fost la evenimente de genul ăsta și ok, Miri te-a invitat, au zis că e foarte ok ideea, s-au jucat, dar percepția oamenilor mai în vârstă, că spuneau, dar ce, noi ne jucăm la nuntă, cum ai întâmpinat astfel de întrebări, de ce jocuri la un eveniment de genul ăsta? Sigur că am avut. Pe pagina asta de Instagram avem acolo efectiv reels-uri în care bunici, oameni în vârstă, De vârsta a treia. Joacă chiar jocul ăsta foarte apreciat de oamenii mai în vârstă. Țin minte că eram la, pregăteam jocurile pentru un eveniment și avem un joc efectiv în butuc de lemn, okay, cu niște cui, niște ciocănele așa mai finuți și efectiv în ordinea acelor de ceas fiecare trebuie să bate cu vârful, cu partea ascuțită a ciocanului, câte un cui, da? Pe rând. Care îl bate primul cui, e o câștigată. Țin minte, pregăteam jocul ăla și avem lângă fiecare joc atașat o pancardă cu regulile aferente. Da. Și deja începeau invitații să sosească, doi bărbați așa mai vârsta a doua, așa mai, eu știu, la piste 50 de ani, 50 plus. Foarte reticenți oarecum în primă fază, așa, se plimbau, văzuse jocurile, se plimbau așa printre jocuri și au ajuns la un moment dat lângă butucul ăsta cu ciocanii. Și dintr-o dată s-au oprit, început să citească regulile.
Jocul ăla l-am numit noi meseriaș sau nu? Meseriaș sau nu? Când o văzut direct nu umiliș, s-a oprit, a început să citească și după asta, efectiv, doar chestia asta, că era ceva care el poate ar fi putut să s-ar fi priceput. Adică, sau care s-a mai confruntat, poate când era mai tânăr. Da, efectiv o chestie care l-a atins pe el. Jocul ăla, băi, s-a părut interesant pentru el, pentru vârsta lui. Ușor oamenii se deschid. Că nu e, am avut bunici care se joacă cu nepoții sau miri sau mireasa se joacă. De la cei mai mici, copiii de obicei li probează, li fac testele, li sparg gheața și după asta adulții, de multe ori când ajungem acolo, se termină evenimentul, trebuie să mai stăm câte jumătate de oră, câte o oră ca să putem să luăm jocurile. După ce terminat evenimentul sau de multe ori am mai rămas, cred că am rămas și aproape o oră pentru că era stafful, era stafful de la sală, care efectiv a terminat atunci munca și au vrut să se bucure de jocuri și, și atunci am mai stat pentru ei. Păi îți dai seama în momentul când vezi că invitații de acolo simt foarte bine și se distrează și se creează o atmosferă interesantă, vrei și tu după aia să poți să profiți de jocurile astea. Cam câte ai, câte jocuri ai? Măi, am început cu mai puțini, când am început la nunta surorii mele, am început cu doar câteva jocuri și deja ăsta e al doilea an. Am mai schimbat, am mai îmbunătățit ce am crezut, ce am văzut că nu e ok. Am schimbat culori, modele, vopsele, tot felul de soluții, de bytes-uri și așa mai departe, ca să ajungem la produsele de azi. În momentul ăsta avem 3 seturi de jocuri. Ok. Acti 10 jocuri fiecare, pentru că sunt diferite, cum vedeți, sunt diferite seturi cu anumite tematici, poate anumite culori, merg mai bine într-o anumită... A, deci practic vă mulați și pe nevoile clientului. Clientul, primul client care vine și alege din seturile disponibile, în ordinea semnării contractelor. Ok. Cumva și aleg care crede că se potrivește la evenimentul lor. Și care se dintre cele pe care acum crezi că e cel mai dorit? Așa din între setul 1 și 2 avem aici. Anul ăsta le-am finalizat astea 3 seturi, doar ce le-am pus pe pagină. Și începem de acum, oamenii încep să aleagă și acum vedem și noi care și cum, dar între setul 1 și 2 de bătălia. Și cam ce jocuri regăsim în setul ăsta, dacă poți să le explicați? Ăsta de aici se cheamă Tossering. Avem acolo mini hockey. Asta e mini hockey pentru 4 persoane, asta e făcut anul ăsta. Okay. Avem variante, 2 variante în celelalte seturi pentru 2 persoane. Gen, se joacă doar, e o tablă dreptunghiulară și joacă doar 2 persoane. Ăsta de anul ăsta l-am făcut pentru 4 persoane. Deci pot juca 4 persoane simultan, ceea ce mărește doza de distracții și de haos în același timp. Cred efectiv, că acolo la masa aia e lăgii, răsiti voi bună. Avem plăcile de cornhole. Jocul ăla de acolo o să-l vedeți poate mai târziu. N-am înțeles, ci efectiv n-am înțeles. De când l-ai adus aici mă uitam la el. Văd un zar mare, asta e tot ce pot să-mi dau seama. Se numește counterbalance. Okay. Efectiv, discul ăla trebuie să stea în balanță. Fiecare se joacă în 2 sau în 4 jucători. Fiecare jucător aruncă cu zarul. Pe tabelă, în dreptul fiecăruia, sunt niște numeri, de la 1 la 6. Dacă ai dat cu zarul 3, trebuie să pui 3. Ai o greutate acolo, 3 tipuri de greutate. Mai grea, mai ușoară și foarte ușoară. Okay. Și îți alegi și îți pui pe raza cercului, la numărul care trebuie, îți pui. Cumva și ideea e să ții discul discul în balanță. Okay. Cine a pus piesa greșită și s-a înclinat prea tare, o pierdut. Ai un joc foarte... Și ăsta, jocul ăsta e tot de anul ăsta, e un joc nou. Foarte apreciat de oameni. Da, e vorba și de răbdare și de logică acolo. Trebuie să stai un pic să te gândești. Da. Foarte, foarte interesant. Da, și mai avem sunt mai multe jocuri. Vă invităm pe pagina noastră ca să le vedeți pe toate, că nu aș putea să povestesc mai despre toate. Da. Nu, dar am vrut așa câteva în principiu să le stârnim curiozitatea. Da, avem celor... Giant Jenga. Dacă știți clasicul Jenga cu piesele de turnul. Da, știu. Anul ăsta avem unul undeva la, are o piesă 30 cm, chiar că Big Jenga. Giant Jenga, da. Efectiv, da. Pentru team building-uri, să mai avem câteva jocuri în astea mai sportive, care necesită un pic de efort, okay, de echipă, cumva am gândit așa în spectrul ăsta. Am avut evenimente pentru petreceri de copii, zile onomasticii, tot așa, pentru copii e un set mai ușor, fără cel cu ciocanul și cuili, cumva ca să fie mai safe, dar... Pot înțelege, da, pot înțelege. Da, dar în principiu se pretează jocurile, se pretează pentru orice tip de eveniment,
orice vârstă. Presupun că în momentul când mergi cu jocurile la un eveniment, primii care ajung în jurul jocurilor sunt copii, nu? Da, ei sunt cei mai entuziasmați. Da, ei le testează, ei sparg gheața. Știi cum e când ajungi cineva și vezi o chestie nouă, de ce oameni sunt reticenți, nu că n-ar juca, așteaptă să meargă altul ca să spargă gheața. Da, da. Din cauza asta copiii ne ajută mult, da. Și după aia vine cu mama sau cu tata să vadă și ei și după aia copilul pleacă și rămâne tata cu prietenul și tot așa. Am avut evenimente la care efectiv copiii au făcut altceva, adulți au rupt efectiv, au stat pe jocuri toată ziua. Da. Sunt conștientul nostru, asta e clar că încă mai suntem copii și vrem să avem și noi partea asta de joacă. Și nu putem să accesăm astfel de jocuri în fiecare zi. Și probabil că și pentru noi e o escapadă când vezi că poți să te joci fără să fii judecat. Că cred că aici e chestie de mentalitate. Pe noi nu ne-ar deranja să jucăm sau să meargă părinții de primă, cât e chestia că o să te simți judecat, nu? Da, o să te vadă, nu știu, cine de la nuntă sau că... Tu, om de 30, 40, 50 de ani, dai mintea copiilor la jocuri. Da, probabil despre asta e vorba, dar lucrurile, în decursul evenimentului, lucrurile se schimbă și... Păi, cred probabil, că... știi, cu ocazia jocurilor ăstora, se schimbă și mentalitatea oamenilor. Da, dar probabil aceeași chestie a fost, Silviu, dacă îmi permit, și cu exact cu ce discutam înainte, inclusiv cu candy bar-ul, cu toate astea. Da. Primul început, da, ce eu trebuie să pun neapărat prăjituri separat, nu pot să le pun pe masă ca oricine. Și după aia lucrurile, când vezi că sunt mult mai eficiente și că stârnesc anumite emoții, de obicei pozitive în majoritatea lucrurilor, e normal să accepti, pentru că sunt niște lucruri care te definesc dacă tu deși la o nuntă și te joci jocul ăsta sau... înseamnă că ești degradat sau ceva de genul ăsta. Băi, am avut feedback-uri super, super faine de la miri. Noi zis efectiv, oamenii au fost super încântați. Au zis că a fost una din cele mai tari chestii de la nuntă. Pentru că oamenii nu știau de lucrul ăsta. Nu au avut ocazia să joace astfel de jocuri la... Și cum spuneai tu mai devreme, deja nunțile au ajuns într-un punct în care este din multe ori plictisitoare. E boring să te duci la nuntă, te duci cât ai obligații, trebuie să mergi. Și cumva chestia asta te scoate din zona aia, știi? Da, și practic te scoate pe tine în zona de confort. Că la un moment oricum ești îmbrăcat mai elegant, să zic. Da. Cu toate că am văzut că în ultima vreme începe și la noi relaxarea la nunți. Și asta din nou mi se pare un lucru absolut extraordinar. Că lumea începe să nu mai fie așa de rigidă. Hai să un pic mai casual așa. Să fie puțin mai casual, da. Și probabil la o nuntă casual, poate chiar făcut undeva outdoor, genul ăsta de jocuri sunt perfecte. Da. Am avut în același timp și un săl super, super elegant. Adică nu e... am zis că nu se poate, dar se potrivesc oriunde. De asta cumva încercăm, avem setul 2 un pic ca și culori, ăsta e poate un pic mai colorat, un pic mai viu colorat setul ăsta, dar avem celălalt set, e un pic mai culori, mai... Să potrivească într-un oricare decor, cumva, știi? Adică, să fie acolo integrate din... Un pic mai elegant, un pic mai serios, un pic mai... E efectiv un lucru de apreciat și faptul că încerci să updatezi jocurile și să aduci chestii noi și de asta foarte important. Pentru că, zicem că, nu știu, vine cineva la tia la nuntă și după aia poate vrea și la botez și vede că tu diversifici jocurile pe care le ai. Că presupun că majoritatea nu au niște reguli foarte grele, nu? Nu. Cei care nu aceste reguli au lângă atașat. Dar, cum ziceai și tu, încercăm să schimbăm de la an la an, de la sezon la sezon, să aducem, nu știu, jocuri noi, să le refacem cele care necesită, pentru că după un sezon de jocuri, imaginează-ți că sute de copii sau mii de copii care le folosesc și atunci mai trebuie retușate, trebuie refăcute, altele, pentru că e lemn. Da. Știi că o să te părăsc, că înainte să dăm rec, mi-ai spus că la jocul ăsta cel puțin cel mai rapid se rupe ața, nu? Presupun că ața asta o schimb de zeci de ori, nu? Da. Sunt evenimente care scapă, sunt evenimente care nu scapă. Da, dar e un risc pe care trebuie să ne-l asumăm. Absolut. Asta în spate la jocurile astea care le vezi, ore de muncă, cum ziceam, pentru că noi le facem, ore, zeci de ore de muncă după programul de muncă, până câteodată și până la 11-12 tăiem lemnul. Am un prieten cu care colaborez și el m-a mai ajutat.
ori, o grămadă de ori. La prima vedere spicui două bucăți de lemn cu două ineli. Da, da. Dar are niște unghiuri, niște șlefuiri, adică nu e... Eu chiar am văzut, uite. Asta e făcut din lemn de fag, are un finish foarte fain. Dar cine știe cum se lucrează cu lemn, nu știe că fagul se prelucrează mult mai greu, adică nu l-a șlefuit la noi ca și bradă. Dar în spatele jocurilor sunt multe, multe ore de muncă. Uite, chestia asta nu o știam și m-ai surprins la început, dar ne-am luat cu vorba și am uitat să te întreb. Faptul că le faci un lucru extraordinar, cred că ar trebui ca sugestii să te promovezi și cu chestia asta. Pentru că mi se pare fabulos că le faci tu. Dar de ce ai preferat să le faci tu și să nu le cumperi? Uite, e o întrebare, dacă tot vorbim de business în sine. Da. Multe din ele nu se găsesc de cumpărat. Cel puțin la noi nu se găsesc de cumpărat. Ok. Odată cu jocurile astea, mi-am descoperit personal o pasiune super, super mare pentru prelucrarea lemnului. Adică, efectiv, mă relaxează. A, deci și hobby și da, plăcere, deci în același timp. Da, ajuns să fie o chestie care, efectiv, îmi face plăcere să stau ori întregi să șlefuiesc la ele sau să vopsesc. E deconectarea pe care o ai la noi, tu ai lucrând, efectiv, cu lemnul. Da, da. Dar știi cum, când facem lucruri cu nata, asta ne-a responsabilitatea să facem lucrurile din 5 mai bine, de la an la an, să le facem mai bine, mai calitativi, mai trainici, mai faini. Căutăm, e așa o căutare continuă, știi? Modele noi, culori, vopseli, baițuri, materiale, idei, tot. Știi, asta te face să mergi înainte, știi, să găsești... Da, găsești niște modele efectiv sau niște dimensiuni sau îți dai seama cam cum ar trebui să fie și le faci după dimensiunile pe care le vrei tu și după... Măi, la cornhole, ăsta e un sport național în America. Deci este efectiv un sport. Să fac bani din lucrul ăsta. Și sunt niște dimensiuni standard la plăci. Okay. Adică încercăm să ducem jocurile cât de asta am fi putut să punem poate nisip sau alte chestii în săculeț, dar am ales să mergem pe chestiile cât mai originale, cât mai cu măsele. Da, da, da. Da, mergem după niște măsuri, după niște, da, unii trebuie sau așa. Da, deci păstrați dimensiunile, da, jocurilor. Da, încercăm să... Și ai, nu știu, zone de inspirație, adică găsești constant jocuri care crezi că ar putea fi fezabile pentru astfel de evenimente? Sau le mai și adaptezi? Într-o oricare măsură le poți adapta, nu mă apuc eu să inventez jocuri acum, că nu... O inventat alții înaintea mea, astea nu sunt jocurile inventate de noi, să fie clar. Nu reinventăm o dată când are sens. Da, exact. Doar ce putem să facem noi să li imprimăm un model, să ne punem noi, efectiv, personalitatea în el. Știi, să le facem așa cum credem că ar arăta mai bine sau mai drăguț, știi? Da. Ceva proiecte de viitor? Mai da avem de la ceva? Mai avem niște jocuri. Nu o să dăm toate jocurile în primul an, pentru că n-ar avea sens. Absolut. Mai avem niște surprize pe la sezonul viitor, dacă zicem așa. Anul ăsta deja am venit cu câteva jocuri noi. Avem 3 seturi, cum spuneam, disponibili în diferite culori ca să poată fi accesibili pentru toată lumea. Avem niște proiecte, niște variante pentru sezonul următor, dar încă nu sunt publici. Da, ok. Ori să fie publici. Păi asta înseamnă că în momentul înainte să le lansați, trebuie să-mi dai un telefon să ne vedem din nou, să le facem publice, să le afle toată lumea. De ce nu? Ușor, ușor ne apropiem de final și aș fi vrut să te întreb, uite, mi-a venit asta acum, apropo ce ai zis de evenimente viitoare, nu v-ați gândit să încercați să mergeți în zona de festivaluri, că acum e la modă și toate chestiile astea, să vă duceți în direcția aia? Cred că ar prinde foarte bine la tot felul de festivaluri, atât locale cât și poate naționale, genul ăsta de jocuri. Ne-am gândit la lucrul ăsta, adică e clar că oriunde sunt oameni ar prinde bine, egal că e festival, că e orice, unde sunt oameni. Cel puțin cornhole-ul, cred că, nu știu, la un festival cum sunt cele din Cluj, ca să nu dăm nume, cred că ar rupe. Suntem limitați de timp, ăsta nu e jobul nostru full-time, avem alte joburi în timpul săptămânii și cumva avem doi copii, două fetițe și cumva suntem limitați. De asta probabil, dar am ajuns, cred, probabil cel mai departe, Brașov, okay. Ploiești, am avut eveniment, da. Deci ajunge și mai departe de Suceava.
Asta e cel mai important, e bine să ne dezvoltăm, că în fond emisiunea asta e despre business și despre antreprenoriat. Uh-huh. Silviu, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Tudor, mulțumesc și eu. Mi-ai făcut poftă cu prima ocazie când o să pot să joc cornhole, o să-l joc. L-a jucat și acum, dar n-avem spațiu aici și mai și o treabă mai am și eu. Dar de acum, când te prind la un eveniment, că sigur o să te prind la evenimente viitoare în Suceava, o să vin acolo și o să te salut și o să-mi dai săculețul ăla, să poți să-l arunc la placa ta frumoasă. Mm-hmm. Și mi-a făcut plăcere să fiu aici cu voi azi. Și mă bucur că vă plac jocurile și... Noi suntem niște copii aici la Intermedia. Uite cum râde colegul de la operator, domnul operator din spate. Și când mai ai ceva de comunicat, ceva de spus interesant, cum ai avut acum, sună și ne vedem și discutăm. Cu siguranță, cu siguranță. Mulțumesc, Silviu, încă o dată. Mulțumesc și eu, Tudor. Dragilor, aceasta a fost ediția de săptămâna asta. Eu cred că o să fac o pauză 10 minute după emisiune și o să mă joc. Numai bine.